Bună seara, stimați prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. Și așa cum am obișnuit și în seara aceasta, am onoarea de a vă aduce în față un, un, invitat deosebit. Așa că îi spun un bun venit domnului Matei Pop, dirijor și compozitor, conferențiar universitar la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Stimate domnule profesor, Bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Mă bucur să ne vedem. Nu este prima dată când stăm de vorbă, este prima dată când, de fapt, în cadrul acestei emisiuni, în cadrul emisiunii Întrebare, ne adresăm și încercăm împreună cu dumneavoastră să ne uităm puțin la ceea ce vă preocupă pe dumneavoastră de o viață întreabă și anume muzica. Așa cum am amintit de multe ori în cadrul acestei emisiuni și de fapt în cadrul misiunii noastre a Produceți Media, încercăm să fim promotori a ceea ce înseamnă muzica și în special muzica de calitate și întotdeauna am fost de partea celor care fac lucrul acesta și știu că dumneavoastră sunteți unul dintre membrii marcarți ai, ai echipei aceea de oameni de valoare, oameni de muzică de valoare din România și Așa că vă provoc în seara aceasta să discutăm despre muzica ca tărâm cu multe peisaje. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom încerca să ne învârtim în jurul a ceea ce noi numim muzică și să încercăm să vedem care sunt poate cele mai importante aspecte pe care, pe de-o parte, noi, iubitorii de muzică, le observăm sau le observăm parțial, și apoi și pe partea cealaltă, din, din zona artistică, din zona profesioniștilor, aș vrea să descoperim, să vedem, cum vedeți dumneavoastră muzica, dar ca și mod de viață de zi cu zi. Fie ca profesor, dirijor, compozitor, bineînțeles, aveți o relație mult mai strânsă decât majoritatea dintre noi. În primul rând vreau să vă întrebă, Uh, pentru că știu că a început deja anul universitar. Cum sunteți? Cum uh, veniți acum cu forțe prospate uh, în anul nou universitar? Într-adevăr am reușit să mă odihnesc peste vară, astfel încât am putut începe noul an universitar uh, cu forțe noi și să transmit entuziasmul care l am eu și uh, generațiilor de studenți care sunt înscrise la noi la Atentate. La văd, domnule, același entuziasm sunt eu în, în, în seara aceasta, uh, ceea ce mă încurajează să, să continui cu o întrebare uh, mai specifică. Și uh, înainte de a discuta despre trâmurile de muzie, așa în câteva cuvinte, în limbajul acesta uh, popular, comun, haideți să dăm o definiție a ceea ce reprezintă pentru dumneavoastră muzica. Aș spune că muzica este indiscutabil ceva care satisface o nevoie umană fundamentală. Și nu cred că există om pe această planetă care să nu fie consumator de muzică. Dacă adâncim subiectul și ne referim la genurile de muzică, atunci asigur că paleta este foarte diversă și nu întreaga populație gustă muzica cultă pe care, pe care o slujim noi profesioniștii, dar indiscutabil ceva muzică ascultă orice om și anume în cantități impresionabile. Adică nu există film fără muzică, nu există nici măcar reclame televizate fără, fără muzică pe fundal, nu există terasă sau bar unde să nu fie muzică, chiar dacă oamenii nu o ascultă, dar o percep undeva. Deci este vorba de satisfacerea unei nevoi fundamentale a oricărui om pe planetă. să spune că Dumnezeu atunci când a creat Universul, cu siguranță a creat și această componentă. Pe de-o parte, muzica, această, să spunem, uh, uh, combinație de sunete, ritm, da, și uh, uh, pe de-o parte, dar și sensibilitatea omului aceea de a percepe și de a a se raporta, fie că îi place, fie că nu îi place, dar de a nu fi indiferent față de această, face de această artă care este muzica și este foarte interesant că chiar dacă nu observăm câteodată, așa cum spunea de faptul că mergem pe stradă, că mergem într-un magazin, într-un mall sau oriunde, întotdeauna suntem însoțiți de diverse sunete, de muzică, nu mai vorbesc de ceea ce înseamnă entertainment, mass media. Oricum ne-am dat drumul la televizor, avem lucrul acesta. Așa că, practic, trebuie să spunem că de la început că muzica face parte din viața noastră, fie că urmărim asta în mod, în mod direct sau, pur și simplu, doar trăind, ea vine în viața noastră. Doamnă profesor, înainte de a ne uita puțin la Uh, zona aceasta profesionistă. Ce înseamnă pentru un muzician uh, muzica, pentru un muzician profesionist, da? uh, aș vrea să ne uităm puțin la, la zona publicului. Dumneavoastră sunteți dirijor. A stat de foarte multe ori în fața publicului și, pe de-o parte, uh, ați simțit și simțiți uh, impactul publicului și efectul pe care. Creația care se cântă, interpretarea pe care o conduce da, în calitate de dirijor, o are asupra celor din sală. Nu luăm în considerare varianta asta hibridă sau știu eu, chiar online, în care ați văzut și concerte care s-au transmis doar live și au fost concerte celebre, care, datorită acestei pandemii... Dacă îmi dați voie să vă întreb vă puțin, vă rog. este foarte stranie senzația. Da, am... Ați, am re -ați reușit, eu... da? Prilejul de a dirija concerte fără public în sală, dar transmise online, Cum Și este foarte straniu. Foarte straniu a nu, nu simți din. Deci... dirijorul nu vede publicul, dar da. îl simte. Dirijorul stă cu spațiile la public, dar se simte reacția lui. Adică P Nu trebuie să vă uitați. Da. Impactul pe care îl are publicul uh, asupra. Uh, pentru că este. O comunicare, zic eu, duală. Așa așa este orchestra, da, scena către public, publicul către scenă. Și uh, vă spun, în calitate de vorbitor către public, mă hrănesc cu feedback-ul, cu răspunsul care vine din sală. Mă uit la oameni și sunt încurajat sau sunt descurajat. Uh, sim că te să o las mai încet sau să uh, spun mai tare. Uh, de asta. Cred că v-a afectat foarte mult starea aceasta de. Sigur că da, a fost foarte greu să ne transpunem în acea stare necesară actului artistic. Deci este de preferat ca concerte cu public să fie filmate și difuzate online. Asta este în regulă. Dar e, e, e mult mai greu pentru, pentru interpreți să cânte cu sala goală numai pentru publicul virtual. Este sperăm că lucrurile se vor schimba sau știu, eu va veni momentul în care să le vor fi din nou pline, să le vor putea să spunem vui de. Între noi fie vorba, se întâmplă sălile, să nu fie pline nici în situații de normalitate, dar faptul ăsta de a, de a, de a, de a nu fi voie să se umple e o necesitate la da. momentului. Este încă, încă un element e, perturbator. Bun. Dacă tot ați vorbit despre e, reacția, e, să spunem, oamenilor la, la muzica de calitate, știu că asta faceți, asta promovați, asta învățați pe studenți și, la Domnului pentru toate, e, care credeți că ar fi poate motive? Știu că sunt, sunt, suntem, suntem cam de aceeași vârstă și e, e, să nu creadă cineva că trăim numai în zona aceasta. Pur și simplu suntem și noi afectați de tot ce înseamnă și la fel de la, la zi cu tot ce înseamnă tehnologie și cu uh, curentele acestea moderne. Dar totuși vreau să vă spun, cum vedeți dumneavoastră uh, reacția aceasta a oamenilor de a fi mai puțin receptiv la muzica de calitate? Și aici mă refer la muzica clasică, muzica sinfonică, uh, muzica pe care dumneavoastră o creați și o dirijați. Față de alte concerte, sunteți clujan, știți ce înseamnă Antol în și alte genuri de, de spectacole în care muzica e mult diferită de ceea ce dumneavoastră, să spunem, compuneți, dirijați și de asemenea promovați. Cauzele sunt multe, n-aș putea să vorbesc sistematic despre ele, dar pot să încerc câteva aspecte. Deci odată, la concertele astea de muzică clasică există o idee preconcepută, potrivit cărea publicul trebuie să vină îmbrăcat foarte elegant. Uh, nu e tocmai adevărat. Adică există și chiar și interpreți care vin uh, pe scenă în bocanci sau în jeans rupt sau așa, deci nu ar, nu ar fi asta. Bine, sigur este adevărat faptul că Eu etichetă. Că la un concert uh, de muzică clasică se stă în liniște în sală și nu se intră ca la cinematograf cu. cu popcorn, cu și popcorn și sau cu băuturi. Sau așa. Asta e adevărat. Vedeți un public necunoscător sau neavizat, nu cunoaște faptul că o lucrare sinfonică, genul o sinfonie sau o suită sau un concert instrumental, de cele mai multe ori e în mai multe părți, două-trei părți. Cu câteva secunde de repaus între ele și se aplaudă între părți. Eu nu cred că acest lucru este rău. Deci, cred că ar, de ar trebui depășită această fază și ar trebui lăsat publicul să-și să manifeste spontan reacția, chiar dacă nu este gata lucrarea, dar mai există în, în, în public oameni care se uită chioșc la cei care care aplaudă în timpul e, 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 în interpretării. În timpul. Deși, din câte știu, dacă nu greșesc, în vremea lui Haydn și a lui Mozart, e, nu exista această etichetă. Ei, ei aveau voie să aplaude și chiar se bisau părți întregi de sinfonie, dacă aplauzele nu mai conteneau. E foarte interesant. Știți de ce? Într-adevăr... Uh oamenii au devenit mult mai comozi, ușor, digeră mult mai mult, să spunem, genul acesta de muzică mai, mai la îndemână, la, pe care nu, 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 care nu necesită, să spunem, o sensibilitate anume. Muzica sinfonică, și să știți treaba aceasta foarte bine, necesită o ureche mult mai atentă să înțelegi, pentru că Mie mi s-a întâmplat de mai multe ori să ascult o piesă să nu-mi placă la prima vedere și să o reascult și aia să, să încerc să înțeleg din ea. Vorbesc de muzica aceasta mai, mai, mai nouă, vorbim de compoziții mai noi. Bun, vorbesc de clasici, Ei întotdeauna sunt validați, orice a zice eu nu contează. Dați-mi voi, adică, de exemplu, noi, pentru muzica care se compune astăzi, muzica contemporană, ca să zic așa, indiferent de orientarea... La asta mă referam și eu. Indiferent de orientarea stilistică, este atât de mare masa de, de compozitori, încă nu s-au uh, cernut valorile. Adică uh, să nu credem că în vremea lui Mozart nu existau uh, compozitori a căror lucrări nu, uh, nu erau la nivelul lui Mozart sau lui Haydn. Deci istoria aia a ales deja pe cei care care au rămas. În toate epocile s-a scris și multă muzică proastă, cer iertare, nu doresc să judec și așa, dar pentru, pentru uh, contemporaneitate încă nu se, se știe ce rămâne, ce nu va rămâne. Deci este o ușoară de rută care este un lucru accentuat și de faptul că uh, sunt foarte multe direcții stilistice. Pe de o parte, să zicem, la un pol ar fi aceia care sunt Prea ancorați în tradiție și scriu prea uh, eclectic, prea melodios. Ca să zic așa, și cealaltă extremă sunt aceia care vor cu orice preț să evite orice s-a mai făcut deja. Deci să vină numai cu noutate, ceea ce iarăși este uh, un obiectiv aproape absurd și în orice caz foarte, foarte greu de deplinit. De Mlavă Domnului, așa este. Acum trecem puțin în zona aceasta educațională. Uh, fac așa o, o, Pun în balanță, de fapt. Pe de o parte am spus că uh, e o lume selectă, nu oricine înțelege, nu oricine are sensibilitate, urechea, să spunem, formată de a aprecia și de a asculta în, cum să spun, uh, și a da valoare unei creații, da, unei compoziții, uh, fie ea mai contemporană, fie mai, uh, mai clasică. Dar, pe de-o parte, publicul este, să spunem așa, ales, uh, select. Pe de altă parte, văd că numărul muzicienilor, și mai ales aici mă uit la numărul elevilor, și special la studentilor, este destul de constant, ca să nu zic, în, uh, uh, în creștere. Văd că oamenii sunt tineri, sunt direcționați și sunt tineri care și astăzi uh, aleg să meargă pe calea aceasta al interpretării muzicale pe de-o parte, fie instrumental, fie vocal, fie știu, eu merg spre compoziție, știu că acolo e o, e o nișă foarte, foarte mică și nu oricine ajunge acolo, dar asta înseamnă că încă mai e viitor. sau Cum vedeți dumneavoastră în calitate de profesor care trăiți în între studenți, a secuși asta prin tot ciclul ăsta de educațional în domeniul muzicii, cum vedeți dumneavoastră acum tendința oamenii mai caută să se perfecționeze, să, să trăiască din, din muzica aceasta sau uh, pur și simplu unii o fac doar așa ca eu, eu obținem. Mai ales că lucrurile s-au mai deschis puțin. și aici mă refer la partea aceasta financiară. Știți cum e? Că până la urmă suntem oameni și trăim în România și e nevoie și de un job uh, ca să putem trăi. Da, de, eu de când predau niciodată nu am uitat faptul că și eu am fost cândva student și încerc să mă autoevaluez și din perspectiva studenților. Adică este un fapt că ei trebuie atrași și trebuie încurajați. încurajați, motivați. Și în general, în general ei vor, vor să-și însușească cunoștințele și dacă li se dă atâta că trebuie, nu li se cere nici prea mult, nici prea puțin, atunci drumul ăsta nevoios, a nevoios, ne aduc aminte, nu e, nu e ușoară meseria și nici însușirea ei și așa și învățarea de fapt niciodată nu se nu, nu încetează și, și acum am mai învăț eu și probabil și cei care au mai multe experiență decât mine nu se opresc niciodată din învățare. Ceea ce însă este uh, ușor descurajant pentru un uh, cadru didactic este atunci când vede că nu toți studenții au acea sete de cunoaștere. Există, din fericire, nu mulți, dar există și studenți care, care nu doresc cu adevărat, care poate dintr-o inerție sau așa, deci uh, acolo nu se prea se simte. poate interveni, adică dar, în general, în general, căutăm să, să, să... Dacă ei își doresc, pentru că ei, ei sunt vectorul, ei, ei singuri trebuie să depună efortul, noi doar ajutăm și îndrumăm. Adică nu, nu, nu se poate cu forța, nu-i nu putem sili să, să, să... Bun, din aspectele acestea, din peisajul acesta al muzicii, o mare parte, ați amintit-o dumneavoastră, acum este și efortul acesta personal. Să spunem, munca aceasta de zi cu zi pe care trebuie să o aibă. Și plecând de la această mare calitate de a munci pentru ceea ce vrei să faci și te-ai angajat să faci, vreau să spun ce alte, să spunem, lucruri ar trebui să le aibă sau calități ar trebui să le aibă pe de-o parte studentul, cel care trece deja în, în, în zona aceasta a viitorului profesionist, și de pe altă parte și ceilalți muzicieni, profesori chiar, știu eu, profesioniști din filarmonie din, din colul din, din acesta profesioniste, oameni care au trecut prin filiera asta educațională și bănuiesc că, ca oricare, medicul trebuie să aibă niște calități, mecanicul știu niște calități, pentru un profesionist, pentru un muzicianul profesionist. Ce calități ar trebui să aibă pe lângă talentul acela care... Vă referiți la interpret, probabil, la instrumentiști, la cântăreți, la dirijori, despre asta Da, pe de o parte am spus talent și muncă, asta cred că fiecare dintre noi în jobul nostru ar trebui să-l avem, avem un dar... Cred că în orice meserie talentul trebuie să existe, dar un talent, să zicem, cu o strălucire mai puțin pregnantă, poate ajunge la performanțe mai e, înalte decât un talent remarcabil care nu depune suficient efort. Am avut ocazia, vă dau un exemplu foarte clar, mi-aduc aminte, am avut colegi care uh, veneau la cursuri și se uitau la tablă, nu notau. Deci erau aveau o viață așa foarte, foarte liniștită și erau cei mai tari. Deci pur și simplu rețineau totul din clasă, de la cursuri, un talent deosebit. La matematică vă dau un exemplu, unde era dificil. Alții ca mine munceam, scrieam, o luam, iar rezolvam, iar făceam. Ne era greu să ținem pasul cu asemenea oameni. Într-adevăr, după ani de zile ne uităm că uh, lucrurile s-au mai cernut. Indiferent că uh, am muncit sau că am avut talent, unii din ce, cei mai, să spunem, mai puțin dotați, dar cu foarte multă muncă, au ajuns mai, mai sus decât cei care, într-adevăr, străluceau. Era, am zis, ăștia sunt olimpici, erau intrau fără examen, deci nimeni nu se punea problema. De, erau, de fapt, intrați la facultate fără examen. Probabil în orice activitate umană e valabil acest principiu. Așa este. Știți cum e? Până la urmă spunea că 90% este 10% este uh, inspirație, 90% este transpirație. Dar revenind la calitățile exact. profesorului, cred că în primul rând trebuie să cunoască foarte bine materia, să fie convins, altfel nu poate... Convinge și atrage studenții, apoi trebuie să, să fie meticulos și să, să ia lucrul în serios. Pentru că și asta, și asta este un principiu general valabil: un, uh, profe un interpret profesionist nu înseamnă obligatoriu că este și bun profesor. Bună, Sau bună un, un profesor excepțional poate că nu este în același timp și un interpret de vârf. Deci, este, și asta. Uh, și asta poate fi da, talentul acesta pedagogic de a ajuta și pe alții să înțeleagă, să, să învețe într-adevăr este uh, ceva extraordinar. Sunt oameni care sunt foarte buni nești, dar nu pot nu se pot transpune în, uh, să spunem... E și răbdarea la mijloc este și... Uh, adică profesorul nu are voie să aibă secrete adevăratul profesor față de studenți și nu are voie să-l ispitească gândul că viitoarea generație, la un moment dat, poate va lua locul mai devreme decât și-ar dori o lensă sau ceva genul ăsta. Da. Și asta este tot Și schimbarea aceasta de generație este un proces natural. ne gândim, de câte ori vedem că un junior venit în echipă și la mine la servici. Mă gândesc că probabil ăsta va fi omul care va lua locul. Uh, trebuie să fim uh, realiști și asta e mersul. Cum și noi, probabil, am făcut la fel, uh, dar viața merge înainte. Ideea este că uh, trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem și să încercăm să fim utili, să trăim și pentru cei din jurul nostru. Și de asta faceți asta. O altă ispită din perspectiva profesorului ar fi să, să, să nu uh, pună osul cu, cu studenții care îi vedem mai Puțin bine pregătiți sau mai puțin motivați. Deci, e, sigur că e ușor de lucrat cu, cu studenți buni și care vin mereu uh, pregătiți și care au totdeauna întrebări. Cu studenții care niciodată nu au întrebări sau cei care nu vin mereu la oră, cu aceia se lucrează într-adevăr mai greu și. Uh, Ține tot de harul pedagogic gestionarea acestor situații. Foarte frumos, har pedagogic. ăsta e cuvântul, asta e terminul corect. Uh, Tocmai de asta, dacă vorbim de asta uh, și suntem în zona aceasta educațională, și uh, e foarte important pentru că uh, am trecut, am avut câteva emisiuni pe tema uh, educației muzicale. Dumneavoastră știu că ați interacționat foarte mult și cu copii. Chiar mi-aduc aminte, de da, la trecut discutam despre uh, lucruri pe care le faceți pentru copii. Uh, mai faceți uh, diverse turnee special pentru copii și invitați, dar o să vă întreb din nou dacă mai, uh, mai practicați lucrul acesta ca, ca mod de promovare a muzicii în rândul copilașilor. Da, proiectele mele există. De când ne-am întâlnit, noi data trecută nu am mai făcut altele, dar sunt oricum, oricând uh, disponibil pentru, pentru așa ceva și e foarte important să. Să le oferim muzică de calitate, de, atât din punct de vedere al valorii repertoriale în sine, cât și al interpretării. Pentru că orice public, nu numai copii, chiar și adulții, inițiat sau neinițiați el simte dacă interpretarea este bună sau dacă lasă de dorit. O interpretare viciată a unei capodopere nu va fi în măsură să atragă un public nou. Poate că va, îi va satisface pe acei cunoscători că își amintesc interpretări mai bune ale pieselei pe care le-au auzit cândva. Deci pentru a, 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 a e, avea e, șansa asta de a atrage un nou public, este obligatoriu ca interpretările să fie de o calitate ridicată. Și aici vorbesc și de concurența înregistrărilor de referință, pentru că știu că există un sector de public care nu prea mai vine la concerte, pentru că au impresia că se uită pe YouTube, se uită pe YouTube sau vizionează dvd din colecția de acasă și acolo oricum sunt interpretări mai bune, spun ei. Poate, că, poate este chiar adevărat, dar nimica nu se compară totuși cu muzica pe viu. Cu emoția. Cu mișcarea de, de unde, din sală către orchestră, orchestra către sală, știți cum e? e, e Plutește în aer așa, uh, atmos în atmosferă, ceva. Cine a fost știe despre ceea ce vorbesc. Și dumneavoastră simțiți asta și publicul simte, deci nu este o comunicare în ambele direcții. Și nu se poate pune în fața unui ecran sau nici măcar a unui sistem audio performant nu se compară cu nimic cu fața câteva. Chiar câteodată, dacă ar fi puțin mai puțin performantă, să spunem, interpretarea, că acum oameni suntem de ambele părți, tot are mai mult impact o interpretare față în față decât, știu, poate cea mai tare orchestră care cântă undeva pe internet și ești undeva la calculator. Sigur. Iar solicitarea atenției publicului este una mare. Acum, asta ar fi iarăși una din cauzele pentru care tinerii sunt mai greu de convins să calce pragul instituțiilor de, 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 concert și atunci intră tot mai mult în peisaj așa numitul crossover. Când orchestre simfonice, așa cum s-au cristalizat ele din secolul 18-19, cântă în diverse combinații cu Uh, soliști vocali, pop rock sau uh, în combinație cu band uh, de muzică ușoară și alte, și alte combinații. Eu uh, nu sunt cel mai mare fan al acestora, dar sunt uh, un trend care nu poate fi ignorat și. și, și uh, dar trebuie făcute bine. și decodate. Uh, chiar vă întrebam, uh, vi s-a întâmplat uh, mi-aduc aminte de relația mea cu jazz-ul. Uh, vă dau un exemplu, vorbesc din. Uh, pentru că ați, ați punctat un, un lucru foarte important despre tendurile acestea. Sunt câteodată momente în care pur și simplu ascult ceva, dar nu înțelegi. Și când nu înțelegi, ai toate șansele să nu-ți placă. Mă gândesc dumneavoastră ca și profesionist. A fost vreodată, să se coprim momentul acesta, singur vorbind de aspectul acesta al omului, să auziți ceva și să nu înțelegeți sau pur și simplu să, vă, să nu vă placă, nici măcar, deși recunoașteți, vă dați seama. Da, atenție, profes... aici sunt două aspecte. Să înțelegi sau să, să îmi placă. Da, s-a întâmplat să aud lucruri care le-am înțeles imediat, dar nu mi-au plăcut. S-a întâmplat și să... Uh, aud lucruri care nu le-am înțeles, dar se-mi placă de, uh, de Straniu <laughs> Da, eu, eu mă joc așa Da, da. Deci, muzical, știți, vă uitați dacă aveți și partoși, știți ce înseamnă, ce se întâmplă acolo, Dar da, să nu vă producă uh, plăcere, dar și lucruri care pur și simplu. Dar e, e, este un lucru cert că cu cât înțelegem ceva, cu atât șansele de a ne plăcea da. sunt mai mari. Asta este perfect, adevărat. Bun. Uh, ne întoarcem puțin la copilași. Uh, o altă parte a muzicii este promovarea în rândul copiilor. Și noi asta face lucrul acesta. Mă bucur că sunteți unul din promotorii. Muzică de calitate în rândul celor mici. Dar ne întoarcem puțin și la sistemul în care trăim, în România. Și spuneam că în trecut am tot încercat să discutăm problema aceasta a educației muzicale. Noi astăzi deja la nivelul uh, cel mai înalt. Uh, lucrați cu. Să, majoritatea celor care vin la universitate <laughs> uh, vin cu un scop, știu ce vor în viață, dar unii ajung să cânte pe marile scene. Dar toată această generație care ajunge la dumneavoastră trece prin un proces. Fie că e liceu uh, uh, de muzică, mergem mai jos, liceele vocaționale și, haideți să spunem, mașinăm pe cei mici care fac așa materie care se chema muzică pe vremea noastră sau acum o educație muzicală. Guvernul uh, și na, autoritate, autoritatea în românia s-au gândit, i-am întrebat, că ar fi bine să mai reducă, să scoată, să facă dintr-o oră nu știu cât, să, să nu mai pună atât de importanță pe educație muzicală. Acum, dumneavoastră, ca un om care a trecut prin toată filiera aceasta, cum crezi dumneavoastră, cum vi se pare ideea aceasta? Cred că ideea nu este aceasta? un lucru bun a scoate orele de muzică și cred că trebuie să luptăm pentru a fi menținute. Am avut aici câteva emisiuni cu colegi de dumneavoastră din București, domnul profesor Călin Dragoș, pe care îl cunoașteți și alții, pe care am, și am discutat problema aceasta, am încercat să promovăm, am și scris despre tema aceasta, încât să, să nu lăsăm ca vreodată ideea aceasta de a scoate educația muzicală așa cum se face, pentru că eu când am făcut școala n-am avut parte de un profesor de muzică, pur și simplu un profesor de muzică. Asta înseamnă cu studii pedagogice în muzică. Dar cel puțin am trecut o gama do major, o chestie. Și așa mai compensa noi după, prin alte, din alte surse. Dar sunt copii care nici măcar asta nu au de-a face. Nici măcar n au în viața lor, în afară de muzica aceasta uh, comercială, și știți dumneavoastră la ce mă refer, în viața lor reală, de copil, fie, și aici vorbesc inclusiv în familie, să știți, să nu credeți că numai școala uh, suferă. Plecând din familie, nici măcar la școală, nu are șansă să asculte o, o piesă, deși e la îndemână acum. Știți, are un telefon numai înainte cu discuri și cu... să asculte o piesă sau cineva să le explice ce e o, o piesă clasică, cine a fost Beethoven sau știu eu alte lucruri. Și asta, e, și asta ne cauzează. Pe de-o parte, poate copii talentați ar pute, care ar putea ajunge mare nu ajung niciodată. Dar și aici vreau să discutăm un alt aspect, un alt, un alt, o altă componentă a peisajului acesta muzical, și anume sensibilitatea. Vreau să vorbim puțin despre sensibilitate. Eu sunt un om al tehnologiei, domnule profesor, și lucrez cu computere, mașini. Dacă se întâmplă ceva, reset, format, ce două puncte, o luăm de la capăt. Cu mașinile și când nu merge ceva, dăm vina pe mașini. Nu să lucrați cu altceva. Pe de-o parte lucrați cu cadascăl formator de oameni cu o componentă a omului care nu este un computer, care nu face parte din 1 și 0, dacă vorbim așa, în modul binar. Asta pe de-o parte. Iar pe de-altă parte mai faceți un lucru și mai extraordinar. Compuneți și dirijați. Dirijând, puneți ceva din dumneavoastră, din sensibilitatea Omului, Matei Pop, împreună cu colegii un împachetați și transmiteți mai departe în sală. Cât Cum vedeți dumneavoastră componenta aceasta a omului, zona aceasta care se simte mai mult decât se vede, în, în, în relația cu, cu muzica? Cred că sensibilitatea este un lucru care nu se poate învăța, este un lucru nativ. Dar acolo unde există și în măsura în care există, trebuie informație, trebuie stimul, trebuie un context favorabil pentru a se dezvolta ea și pentru a putea să ne dea satisfacție. Deci ar trebui oarecum antrenată, creat contextul și cred că asta, cred că uh, probabil încă din cele, de la cele mai mici vârste, probabil ar trebui făcut asta. Copilul ca să devină sensibil, uh, educat, apropo, educația aceasta muzicală pentru viață, în viață, Ați vorbit de roboți, da. din câte știu, eu nu sunt foarte informat, dar cred că deja e perfect posibil a pune un robot cu două mâini, de da. cinci degete, să cânte pe un pian un repertoriu foarte dificil. Îl poate cânta un computer, fără greșeli, dar nu poate să transmită o emoție umană totuși. Deci una este o interpretare corectă și sunt și oameni care cântă robotic. Foarte interesant. Deci există. Da. Corect din punct de vedere muzical, dar fără emoție. Da. Pe când o, o notă pe delături, Câteodată... adică dat? o interpretare cu unele greșeli, nu foarte multe, poate, în schimb, să aibă o sensibilitate deosebită. Interesant, foarte, foarte frumos. Și de ce vorbim de, uh, revin la, la titlul nostru din seara aceasta, Muzica un teren cu multe peisaje. Vedeți și câteodată o greșeală, sau știu mai ales în compoziție, cred că uh, dumneavoastră exersați, se întâmplă lor să puneți ceva care, adevăr poate nu v-a gândit. Sau a apărut com acolo. Compozitorii au uh, o armă în plus. Uh, Aceea este radiera. Deci, uh... <laughs> Interesant. Și mai este un aspect. Com sigur că sunt deadline-uri și în compoziție, dar compozitorul, până nu dă drumul, până nu lansează partitura, până atunci poate să lucreze atât timp cât este nevoie. Deci, asta nu este o treabă care merge în timp real și nu se întâmplă pe scenă procesul de a compune o lucrare. Pe când un interpret, că e dirijor, că e violonist, că e. Tenor sau orice altceva, dacă se află pe scenă, în timp prealt trebuie să dea randamentul maxim de care este capabil în clipa aia și va fi judecat de public instantaneu. Pentru prestația de moment. Pe când un compozitor lucrează undeva în afara vizibilității publicului și el poate să, 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 să lucreze atâta timp cât este nevoie să să, ce nu-i bine să, să, șteargă, să, atâta timp își perfecționează lucrarea până consideră în momentul ăsta pot să îi dau drumul. Iar mai departe este răspunderea interpreților. El în momentul în care a dat din mână partitura, poate să nu mai existe, ca să zic așa, cum, cum nici autorii trecutului nu mai sunt prezenți în, 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 în formă în formă fizică. Exact același lucru este și cu compozitorii în viață. Dacă nu se întâmplă în același timp să, să apară ca dirijor autorul piesei, atunci în momentul viu al execuției, el nu mai este acolo decât simbolic. Așa este. Și și devine foarte mult pentru că mai devine acest factor foarte important, factorul uman, pe lângă ceea ce a scris, ceea ce a pus în, pe portativă compozitorul, mai există și interpretarea individuală a fiecărui participant din orchestră sau știu, eu, inclusiv dirijorul. Deci la un moment dat este un amalgam, așa, o, o mulțime de, de particularități fiecare. Acum, dirijorul rolul este, cred că, să uniformizeze și să creeze o voce unică atunci când se interpretează, dar totuși, cred că fiecare instrumentist are o, o marjă de mișcare în modul în care trage mai tare, mai încet sau știu eu... Uh... De asta se zice, este o vorbă cum că bagheta nu sună. Sunetul viu pe care îl aude urechea din sală, acela este emis de artiști instrumentiști. Flautiștii, corniști, violiști, ei cântă. Dirijorul îi coordonează odată, dar și insuflă, să zic, amprenta Feeling-ul, atmosfera. Asta depinde de dirijor, dar dirijorul în sine nu. el nu sună. el suscită și omogenezează sunetul orchestrei. Așa este. Trăiește practic 100% interpretarea de pe scenă și Se știe un fapt că o orchestră poate cânta și singură, dacă este bine strunită și fiecare își cunoaște treaba, au fost și exemple. Este dovedit, orchestră poate să cânte fără dirijor, chiar foarte bine. Și acea orchestră care cântă bine fără dirijor, ar cânta mai rău cu un dirijor slab decât cântă fără niciun dirijor. Dar dacă apare la pupitru un dirijor bun, cu adevărat, atunci acea orchestră va cânta mai bine decât cum cântă ea singură. Este extraordinar. Asta înseamnă că e omogenitatea aceea între, între uh, membrii orchestre, este foarte bine, și slavă Domnului că, că avem. Uh, să știți că. Uh, acum ne uităm puțin la România, că pentru că România întotdeauna a fost pe scenă. Tocmai. Da, uh, tocmai citeam ieri că uh, Festivalul Enescu este unul de cele mai, uh, mai tare, uh, sau cel puțin în zona aceasta. Fără îndoială, și anul ăsta am avut privilegiu de a fi la foarte multe concerte în, în sală. Și nu pot decât să felicit pe organizatorii acestui festival, în special Asociația Artexim de Impresariat Muzical. Ei, ei, ei coordonează Investesc festivalul împreună cu partenerii lor, instituțiile muzicale ale capitalei și nu numai, și împreună, bineînțeles, cu sponsorii. Exact, au pus România, de deci se știe absolut pe unde vor merge, se știe despre acest festival care într-adevăr e faimos și mari oameni ai muzicii. Pericolul însă este de a nu, bine, asemenea festivaluri trebuie să existe, dar la un anumit public îi consideră că nu merită decât acest gen de evenimente și atunci viața muzicală autotonă poate fi pusă puțin în, în umbră și asta ar fi poate una din puținele consecințe negative. Tocmai de asta aici vreau să mă opresc. Ne, ne uităm în minutele care am mai rămas. Vreau să vorbim puțin despre România, despre muzica la zi, să spunem, în România. Cum vedeți dumneavoastră trendul în România, acum, care sunt, să spunem, lucrurile bune pe care le vedeți în muzica de calitate, poate lucrurile mai puțin bune, cum ați vrea să fie. Se cunoaște că poporul nostru, nația asta, este una deosebit de talentată în sectorul muzical și asta nu, e, asta nu este un clișeu, este un fapt. Foarte, foarte, foarte multe talente se nasc la noi, dar un procentaj prea mare din ele aleg uh, să plece din țară. Și atunci, în mari orchestre ale lumii, fie că vorbim de Germania, uh, Austria, Austria, Marea Britanie sau și pe alte continente, mulți muzicieni de elită, chiar în poziții importante, este, la mari orchestre, cum ar fi Concertgebouw sau Filarmonica din München sau uh, Orchestra. Uh, Magio-muzicale din Florența sunt români și mai sunt și altele. Da, deci omul din orchestră cu răspunderea cea mai mare din acel colectiv este român. Sigur că da. Un lucru care ne face să fim mândri. Dar ceea ce ne-ar putea face mai puțin mândri este de ce aceste talente nu vor să rămână pe uh, meleagurile natale. Aici este o întrebare și uh, am să vă pun și dumneavoastră. Cum vedeți efortul acesta pe care o viață de muzician o pretinde? Începeți de la vârste mici, probabil acum cam de la 5-6 ani începe studiul muzical, poate unii chiar mai devreme, treci prin toată filiera aceasta educațională, ajungi la studii superioare, uh, multe participări în concerte, concursuri. Și la un moment dat trebuie să trăiești. Să nu uităm că muzicianul este om și trebuie să trăiască. Are familie, copii, da? Sigur. Să nu uităm de componenta aceasta pur umană. Pe lângă cel care îi face pe alții să se bucure, la un moment dat și el trebuie să se bucure și să trăiască. Cum vedeți acum, din punct de vedere material? E o întrebare da, mai se specifică. Că în, în România, bugetul cum e? e mic. E, e descurajat. De se taie mai întâi la cultură. Și atunci, sigur că este, este descurajant, într-adevăr. Știu că în, în alte, pe alte continente și, și chiar în Europa, remunerația sau nivelul de trai al unui muzician este mult mai ridicat decât în România. Deși și în România s-a mai îmbunătățit lucrurile în ultima vreme. Și chiar la cadrele didactice s-au mai ridicat puțin nivelul. Pentru că și aici aveam o discuție. Cadrele didactice întotdeauna au, au suferit. Sunt, cop, sunt fiu de cadru didactic, știu, toatele, știu toate. Nevoile. Asta este o altă discuție. Din câte știu, în vremea interbelică, a fi profesor de liceu era considerat. Foarte mare lucru. Pe când, acum aș o spun cu durere, prestigiul profesorilor nu mai este cel de odinioară. Că vorbim de liceu, că vorbim de facultate, pentru că, nu, nu știu, aici cauzele sunt multe și complexe și probabil nu sunt eu autorizat să vorbesc despre ele, dar constat, constat treaba asta și nu e un lucru prea plăcut. Așa este, dar noi trebuie să mergem mai departe, mm -hmm. vedem partea aceasta bună a lucrurilor, faptul că prin ceea ce dumneavoastră faceți, fie la nivel educațional, fie la nivel creativ, da? compozitor, dirijor, schimbați viețile oamenilor sau influențați în bine viețile oamenilor. Și asta este poate cea mai mare satisfacție pe care la un moment dat un muzician poate zic că o are, un artist. Și știu că ați trecut prin, ați, ați experimentat bucuria aceasta de a vedea că din partea altă vine pozitiv. Da, și asta este uh, un lucru foarte important, dar cel mai important lucru, cred, este ca ceea ce facem noi, chiar la nivel individual, să ne facă plăcere. Nouă, în primul rând. Nu e vorba aici de egoism, dar nu ajunge să facem plăcere altora. Fără ca acest lucru să ne, să ne facă plăcere nouă înșine. Pe când, dacă noi facem cu adevărată pasiune ceea ce facem, și dacă rezultatele sunt uh, nesatisfăcătoare sau nu e, nu e ceea ce trebuie, noi avem puterea de a, de a continua și de a uh, construi, de a ne construi un viitor mai bun și de a meliora lucrurile. Slavă Domnului! Stimatele, domn profesor, nu îmi vine să credeți, dar a trecut timpul o discuție atât de frumoasă, întotdeauna trece repede. Mă bucur că am putut sta de vorbă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în seara aceasta. Ca de obicei, nu vă mai așteptăm aici în studiul nostru și de asemenea ne dorim ca să fiți sănătos, să puteți duce mai departe, să spunem, chemarea aceasta pe care o aveți de dirijor, compozitor și în special de cadru didactic, de omul care uh, influențează pe alții. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc. Timați prieteni, vă mulțumesc și noi asta pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare noi vă salutăm și vă spunem la revedere!